Du-te-mă, gruia, că nu-i pentru cine asta, mă. Ce-i mă, gruia, mă? Ce-i, mă? Stai că mă duc la Nuca, că are probleme. Și apoi viu și la tine. Ce face Nuca? Mâncat ai făină? Mâncat ai din făină? No, bine. Hai să-ți dau ce ți-am adus. Ia uite. Nu. Pe ce faci? Nu suji. Du-te, mă, gruia, că nu-i pentru cine asta, mă. Oriu, am început să se înțeleagă mai bine cu gruia și gruia îi rămâne numele, pentru că pare să îi se potrivească. Umblăm după bivol, umblăm după capre, încă așteptăm să fete caprele. Umblăm după cățelul ăsta mic, care te cerșește de mâncare, e grăsan și umflat. Măriuca să freacă cu năsucul de țeava de la apă. O descoperit că astfel poate să producă sunete. Se mai distrează și ea cum poate, că televizor nu i-am instalat. Deci caută și ea ocupație, cum poate. Toate animalele noastre sunt nerăbdătoare să iasă din adăpost, să meargă la păscut. Mă, că deocamdată nu prea avem iarbă, că e foarte, foarte devreme. Să vezi tu, Anuca, ce frumos ți-i distratul. Haide, de, de, de! Caprele noastre sunt Dana, acum va fi la prima fătare în 2024, Silvi la a doua fătare, Niagra la prima fătare,
mili la prima fătare. Fifi la a doua fătare. Cea de acolo e duță. Și aia e duță. Aia de acolo e Gina. Asta e Cucu. Și a treia e duță din 2023. Gruia! Hai! Hai, mă! Hai! Hai, Gruia! Hai, mă! Hai, da! Dragilor, îi bai cu Anuca că i-am oprit laptele și laptele ce le-am cumpărat până acum și l-am tot dat era cu ceva prafuri mai speciale prin el să n-aibă diaree, să n-aibă probleme la stomac și pe când l-am oprit a început cu probleme stomacale. Așa că i-am mai luat un pic de lăptic. Am fost la farmacie la domnul Petri, m-am întâlnit cu el astăzi și m-am bucurat să-l revăd. Stătea la soare dumnealui, tot la lucru, bineînțeles. Și mi-a dat enterocoard, mi-a dat diaroac și mi-a dat Pharmatan Plus. Din ăsta două lingurițe și din ăsta fiecare câte o linguriță. Am văzut ieri un pic de schimbarea comportamentului și a scaunului. Dar astăzi de dimineață a fost chiar rău. Și am acționat, acționăm în forță.
Problema cu animalele, dragilor, e că e destul de complicat. Și asta nu înțeleg cei care nu țin animale. Chiar dacă am postat pe Facebook o postare și... câțiva au chiar sărit cu vorba și oamenii tind să argumenteze că păi da, eu am crescut animale și eu știu cum îs. Am crescut animale când eram copil sau când eram nu știu cum. Da, dar situația de atunci și până acum s-a schimbat mult. Provocările constant cresc. Și noi creștem acum animale. Știm cât e de greu să creștem animale. Încurajăm pe toată lumea din cauza asta să-și aprecieze bine munca, să muncească cu drag și să nu se vândă ieftin. Dar cei care nu mai țin animale acum, probabil că apreciază încă produsele de calitate și le-ar plăcea să fie și ieftine. Însă uite ce probleme avem cu animalele și tot timpul ai de umplat după ele să rezolve o problemă sau alta. Astea sunt animalele noastre, astea sunt bivolițele, ăsta e cățelul Gruia. Dar am ales bivolițele cu inima și le ținem pentru că ne drag de ele, nu pentru că sunt rentabile. Așteptăm în continuare să ne scrieți reacțiile voastre, comentariile, spuneți-ne ce v-a plăcut din acest video. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Da, nu mai paptuțuțu, că... am un numai râz, așa-i? Ți-aduce aminte cum păpai țuțucă și tu la biberon? Amu, ești mare, amu, te crezi mare și importantă. Măriuca împlinește în aprilie 2024, împlinește 2 ani.